per total, Calea Ferată planifică să procure 11 locomotive, per total vor fi 100 de milioane de euro. În afară de aceasta, avem încă de la fondul de investiții pentru vecinătate de 5 milioane de euro în formă de grant, care vor fi utilizați tot la Calea Ferată. Din cele 100 de milioane de euro, aproximativ 45 de milioane vor fi cheltuite pentru procurarea locomotivelor. Restul banilor urmează a fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii. Potrivit ministrului în exercițiu Vasile Botnari, Calea Ferată urmează a fi reformată din cauza pierderilor enorme de aproximativ 160 de milioane de lei anual. Va fi creată agenție feroviară, vor fi creată companie de transport de mărfuri și companie de transport de pasageri. Toate vor fi de stat, vor fi divizate ca operațiuni. Reformele vor fi implementate în următorii 4 ani. Acordul de 52,5 milioane de euro a fost semnat între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare, bani care vor fi folosiți pentru modernizarea căilor ferate. În continuare, noul guvern urmează să semneze acordul cu Banca Europeană pentru Investiții în valoare de 47,5 milioane de euro. În programul de guvernare publicat în marți este inclusă și lansarea unui proiect comun dintre Moldova, România și Ucraina, care se prevadă conectarea acestor țări printr-un serviciu feroviar de transport pasageri de mare viteză.